Vă ordon să intrați în secție și să vă duc la cameră. Noi nu plecăm din locul acesta până nu vă depărtați dumneavoastră din fața porții. Și nu n-am plecat de acolo și până el nu s-a dus vreo 3-4 metri. Când am venit cu ghiță și am intrat în secție, i-am șoptit, zic, fii atent, când intrăm să și fugim. Așa am făcut, am fugit, dar el a fugit el să ne ajungă și nu ne-a ajuns. Când am ajuns la ușă, în intrarea, la intrarea din baracă, domnul plutoner ajutan Negreanu a descuiat cele trei lacăte mari și a rămas pe trepte. Zic, acum vă rog frumos să vă depărtați și de aici vreo câțiva metri. Și n-a avut încotro, a mai încercat el să ne lămurească și s-a depărtat. Am intrat în cameră și ne-am cuiat. Dragii mei, viitorul sabat, adică vinerea seara, cine intră de servici? Domnul plutoner ajutan Negreanu. Și așa a fost situația îngăduită și rânduită de Dumnezeu. Brigada noastră a fost la rând să curățească zarzavaturi și cartofi. Se curăța o mașină de 4 tone sau 5 tone, nu știu cât erau acele mașini Carpați, care le știți, de cartofi la aceea mare, la publicul acela de aproape 12.000 de deținuți. Și brigăzile făceau curând. Când a scos brigada la curățat de cartofi, noi am rămas în cameră. Venea să controleze că mai erau deținuți care nu se duceau. Se urcau la 4-3 și el fiind gras, nu se putea urca pe la capul paturilor ca să vadă dacă cineva este acolo. Noi n-am făcut lucrul acesta. Am rămas jos, dar mai în capătul camerei. Vine el după ce a dus brigada la ieșire din secție și a fost preluat de plutonerul de la bucătărie. Și noi stăteam jos între patru, erau 3-4 suprapuse. Un bec din ăsta mai cu lumină mai obscură. Băi, ia spuneți-mă, aici ați mai rămas un deținut. La început am trecut din gură, am crezut că el nu va veni până în capătul barăcii. Baraca era cam de lungimea acestei biserici. Când am văzut că se apropie, zic, Ghiță, hai să ieșim. Am ieșit dintre patru, să trăiți, domnule plutoner ajutan Negreanu. Numai noi suntem, să știți că nu mai e nimeni. Am început să, și eu să mai trombonez. Nu mai este nimeni, fiindcă, vă spun sincer, nici pe la 4-3, dar ce-i cu voi? Adică voi sunteți nimeni? De ce n-ați ieșit la curățat? Cine vreți să vă curățe zarzavaturile și cartofii pentru mâncare? Să trăiți, domnule plutoner ajutan Negreanu, noi nu consumăm mâncare de la penitenciar. Nu se poate, voi mă mințiți. Și să știți că acum ați ajuns la strântoare. Sunteți pe mâna mea și pentru că voi vă bate joc de mine, acum vă primiți plata. Dragii mei, eram la vreo 4-5 metri de el, i-am șoptit la Ghiță, Ghiță, vezi că eu merg să-i vorbesc ceva, să încerc să-i înduioșez inima. Iar când eu vorbesc cu el, încerc să fugi pe partea cealaltă. Distanța dintre patru era cam de 1 metru și 20, 1,40 m. Sunt pregătiți, dragii mei, și așa bine știu să lovească. M-am dus spre el, domnule plutoner, da, spuneți-mi, vă place chiar așa să ne dați bătaie? Ai, uitați, eu vreau să mă întorc cu spatele. Colegul meu, ne întoarcem cu spatele și ne loviți cu de câteva ori ca să fiți și dumneavoastră mulțumit. Și în timpul ăla eu am făcut semn la Ghiță să fugă. Când Ghiță a fugit, i-a dat o cravașcă din aia exact pe spate aici, a căzut jos, dragi. Nu știu dacă cineva ați primit vreo cravașcă din aia de cauciuc. Pe mijloc are sârmă de oțel sau o sârmă groasă de oțel care când lovește e îngrozitor de dureros. Și atunci el s-a dus și cum era căzut jos, dădea în el ca într-un animal. Și eu mă duceam, n-aveam voie să mă apropii de el. Domnul plutoner, vă rog frumos, dar nu mai dați în el. Domnul plutoner, în ce am început să plâng. Dar doare, nu mai loviți. Și atunci a zis, Ghiță,
Încep și iau pe genunchi și depărtează-te. Și așa a făcut. A început ca copilul mic când fuge pe genunchi și a ieșit din zona aceea și el știa că mai sunt eu, i-a fost frică să nu mă scape și pe mine. Dragii mei, acum zic către mine în sinea mea, Luciane, pregătește. M-am dus iarăși spre el, domnule Putăner. Acum puțin v-ați răcorit. Vă rog frumos, mai răcoriți-vă și pe spatele meu și după aceea rămânem prieteni. Ce mă? Prieten cu tine, mă? Cu pocăitul? Dragii mei, în timpul ăla când am considerat eu că e momentul să fug, am fugit și eu. Dar nu s-a putut. Când mi-a dat o cravașcă din aia pe spate, m-a prins așa pe lungime, că eu m-am și aplecat în față să fug. Vă spun, am picat jos. Am căzut în genunchi și am început să îmi dea pe spate cât am căzut. Și peste fund. Aproape 2 săptămâni de zile n-am putut să stau pe spate. Dar bucuria a fost mare că, să vedeți ce a urmat. Am luat-o și eu ca ghiță, ca un copil mic, ziceam noi aici în regat, dabușilea. Și am reușit să fug din zona aia periculoasă, m-am ridicat repede în picioare și am fugit, am ieșit, ușa era deschisă și el, după noi, cu cravașca, ca după voi, la bucătărie cu voi. Când am ajuns la bucătărie, ne întreabă plutonerul de acolo, ce-i cu voi băieți? Să trăiți, domnule plutoner. Era șeful care răspundea de secția bucătărie. Noi suntem din brigada care curăță cartofi. Noi n-am ieșit la curățat de cartofi, fiindcă suntem adventiști de ziua 7-a. Și noi sâmbătă nu lucrăm, începând de bine seara până sâmbătă seara. Apropo de plutonerul Negreanu. Mă, păi astăzi e vineri seara înainte de a ne da bătaie. Voi sunteți și musulmani, sunteți și sâmbătari. Domnule plutoner, de vineri seara noi nu lucrăm. N-am înțeles. Și plutonerul zice, și zic, am primit bătaie și iată că am ajuns la dumneavoastră aici. Zice, mă băieți, stați și voi pe sacii ăia până voi da de lucru la toți și vreau să vin și să vorbesc eu cu voi. Fraților, ne-am așezat pe saci, era o stivă de saci, și stăteam și vorbeam cu ghiță, ne simțeam durerile care erau destul de grele și, în schimb, aveam bucuria în suflet că Domnul ne-a ajutat să rezistăm. După un timp vine polițaiul și cu brigadierul. Vine la noi. Acum spuneți-mă, băieți, de ce sunteți voi în pușcărie? I-am spus, dragii mei, acestui domn plutoner major, pentru ce suntem condamnați și brigadierul intervine și spune, domnule plutoner, dar domnul plutoner Negreanu nu avea voie să-i bată, pentru că băieții ăștia nu mănâncă, n-am mâncat și nu mănâncă niciodată de la casa. Și ce mâncați voi, băieți? Zic, avem 8 kg de alimente de acasă, de la părinți, la pachet, și turtoiul și, și pâinea, bucata de pâine, ce ni se dă zilnic, fiindcă ieșim la lucru. Stați puțin aici. Mare este Domnul. S-a dus la bucătărie și vine cu ceva așa, am văzut că vestonul lui era puțin mai umflat aici, în partea stângă. A ajuns la noi, s-a uitat așa în toate părțile, deținuți își vedeau de treabă acolo și a scos o pâine, avea, erau niște pâini de 1 kg, cam așa ceva, și ne-a spus, luați pâinea asta și mâncați. Că știu că sunteți plămânți. Împărțiți-o între voi. Și cât am stat acolo până dimineața în zor la 3, că atât a durat, i-am predicat cuvântul Domnului, fiindcă a fost ocazia nimerită, i-am cântat cântările Sionului, i-am recitat poezii și atâta bucurie în suflet ce a avut și mi-a spus, băieți, ori de câte ori eu am ocazie, vreau să vă mai fac câte o binefacere. Domnul lucrează, dragii mei. Scoate întotdeauna persoane care
le îndureșează inima și are grijă de copii săi chiar și atunci când ei nu mai întrezăresc nicio speranță. De aceea vă spun că a fost Domnul cu noi acolo, ne-a ajutat și, sincer să fiu, eram mult mai credincioși acolo ca în libertate. La întoarcere de acolo, de la bucătărie, așteptat cu o satisfacție diabolică plutonerul ajutat Negreanu și a pus întrebarea când brigada s-a încolonat în fața lui: ia să-mi spui, brigadier, dacă sfinții ăștia au lucrat, au curățat Zarzavatul. Domnule plutoner ajutat Negreanu, vă întreb cu a cui voie și cine v-a dat ordin să-i bateți? De ce i-ați bătut? N-ați avut niciun drept. Băieții ăștia n-au obligația să curețe Zarzavatul. Ei nu mănâncă nimic de la cazan. Și chiar e adevărat, brigadier? Da, domnule plutoner, așa este. Mă, zice, acum că v-am bătut, v-am bătut. Asta a fost plata voastră, pentru asta suferiți. Mai departe, când am stat acolo un an și ceva în poarta albătrii, niciodată nu ne-am mai avut grijă. Și vă spun, dragii mei, discutam cu el ca și când niciodată nu ne-ar fi lovit și nu ne-ar fi lovit. Așa trebuie să ajungă toți copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.